Viață duhovnicească, rugăciune și iubire pentru pelerini. Asta poate să găsească oricine merge la mănăstirea Nămăiești din județul Argeș. Și multă mângâiere de la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de aici. Să urmărim un reportaj semnat Lucia Toader. O poveste ce se vrea narată de un personaj narator colectiv, adică de miile ori de sutele de mii de credincioși ce calcă pământul roditor al subcarpaților în vecinătatea orașului Câmpul Lung, mănăstirea Nămăiești. Întocmai bisericii străjuite de piatră, maicile cu drzenie și rezistență, și este suficient să o cunoști doar pe maica stareță Lucia ca să te convingi că este așa, trăiesc în ascultare și rugăciune. Noi, pelerinii, ciulim urechile la istoria locului, dar suntem omenește distrași de îmbietoarele dulcețuri făcute de maici. Și venim, tot venim, aici la icoana Maicii, făcătoare de minuni, cu cereri și nevoi. Prea puțin cu mulțumiri. Ei bine, i-am cerut un cuvânt Maicii Starețe despre istoria locului. Un istoric german ne spune că Sfântul Andrei, plecând din Dobrogea și ajungând la Pasul Bran și coborând spre Dacia Superioară, a făcut un popas la poalele unui munte lângă un templu păgânesc. Deci unii istorici susțin că această biserică ar fi fost la origine un templu păgânesc închinat zeului Zamolxis, primul zeu al dacilor. Alți istorici susțin că biserica ar fi fost o catacombă creștină din perioada stăpânirii romane. Suntem nu departe de praznicul Sfântului Andrei și puțin știam că mănăstirea este legată de numele apostolului. Multe sunt istoriile rostite în jurul bisericuței, dăltuite în grotă. Se spune că unui păstor de oi i s-ar fi arătat Maica Domnului, care i-ar fi cerut să sape în piatră pentru a descoperi icoana sa. Multe și multe alte legende se înfiripă. Ce rămâne? Duhul de pace și de seninătate, duhul rugăciunii maicilor de aici. Credință și biruință. Maica Stareță ne vorbește despre ipoteza trecerii apostolului Andrei la Nămăiești, lăsând aici icoana Maicii Domnului aproape de locul în care se află și astăzi. Sfântul Andrei, uitându-se pe fereastră și gândind că va găsi pe unul din slujitorii zeului Zamolxis cu care să stea de vorbă și de la care să înceapă propovăduirea creștină în zonă. Însă ne găsim pe nimeni în grotă și nici în zonă, se întoarce către însoțitorii de călătorie și le spune Nemoiest, adică nu este nimeni, de unde mănăstirea poartă numele de Nămăiești. Coborând apostolul în grotă, lasă icoana în partea de nord, locul în care se află și în prezent. Istoricul le spune coborând, deoarece intrarea inițială se afla pe deasupra bisericii prin turlă, iar singura fereastră prezentă de atunci era cea de la Sfântul Altar. Ajutor neprecupețit al femeilor ce nu pot avea copii, și pentru toți cei ce îi cer milostenia, icoana minunată, duhul primitor și generos al preotului slujitor, atent și răbdător cu pelerinii, vrednicia maicilor înmiresmează Nămăieștiul. Și dacă se spune că înainte bisericuța avea o singură fereastră așezată spre actualul altar, mănăstirea are, metaforic vorbind, multe ferestre deschise spre inimile celor care îi calcă pragul. Cât despre icoana cea veche, restaurată printr-o metodă folosită în Muntele Athos, aceasta mângâie prin frumusețea ei, privirea pelerinilor și sufletele, prin chiar dorințele împlinite. Bogăția de aur care o acoperă este în fond bogăția darurilor oferite chiar de ea. Oh.
duhovnicie și bucurie la Nămăiești, unde hrisoavele trecutului, de pe vremea domnitorilor Radu cel Mare și Mircea Ciobanu, aduc suflu de viață și impregnează prezentul printr-o tradiție de nestrămutat. Nămăieștiul, corbii de piatră și cetățuia Negru Vodă, așezate la 20 de kilometri distanță, formează simbolic un triunghi pe care argeșenii ar fi bine să-l anime cu mai multă conștiință și vitalitate muntenească. Ceea ce oferă Nămăieștiul este o legendă vie de pe timpul când creștinismul se propovăduia pe șoptite, iar astăzi poate că nu are un preț la fel de mare, pentru că pare mai degrabă vetust. Să fie nevoie să așteptăm timpuri de răscruce ca să-l vedem cu adevărat, cu alți ochi, este doar o întrebare retorică de încheiere. Mănăstirea Nămăiești se află în satul cu același nume, vis-a-vis de casa memorială a lui George Topârceanu, și așteaptă să-i treceți în continuare pragul. Iar noi vă așteptăm să ne spuneți dacă am greșit cu ceva, aducându-i cuvântul nostru de laudă.